ce dor îmi era de Iveco. Hai să vedem ce face Iveco nostru și cum pornește. Bineînțeles că este foarte, foarte cald și cu siguranță pornește ușor, ca de obicei. Venit ușor. Motorină avem. Totul în regulă. Astăzi facem car vlog cu autoplatforma, deoarece voi mi-ați cerut și a zis, băi, mai fă-i vloguri cu autoplatforma. Și astăzi am decis să vă iau cu mine la o tractare. Eu tot am făcut tractări, însă tot timpul am uitat GoPro-ul acasă și n-am apucat ca să-l mai iau după mine pentru a vă prezenta tractările pe care le-am făcut. Deoarece anumite persoane poate nu vor ca să apară pe clipuri, sunt anumite accidente grave care nu prea mai stai ca să filmezi, mai ales când ești de unul singur. Și un upgrade, așa să vă spun. Ei, ne-am reîmprospătat, să zic așa, garajul cu încă o mașină de tractări. Este vorba despre un Mercedes Sprinter de prin 2011, un motor de 2.2 biturbo. O să vi-l arăt eu în alt car vlog și pe acela. Însă știți că mie îmi place foarte mult Iveco și cu acela merge Andrei, cu ăsta merg eu. Meleu a intrat la tinichigerie pentru a-i face tinichigeria ca la carte, pentru a o vopsi, pentru a-i aduce o îmbunătățire. O să vedeți și cu acela car vlog-uri după ce îl terminăm. O să vedeți că am mutat troliu separat față de portbagaj, că era troliu, era în portbagaj la Meleu. Noi l-am mutat separat, o să vedeți voi. Acela car vloguri interesante, de acum încolo avem timp pentru toate. Sincer să fiu, nu aveam de gând să filmez acest car vlog, dar când am auzit despre ce este vorba, despre ce trebuie să tractăm astăzi, am zis, băi, hai să-mi iau GoPro, să-mi îl pun pe cap, pentru că mi este dor de o Daci. Astăzi noi vom tracta o Daci 1300 sau 1310. Siguranță este un model vechi. Așadar am zis, băi, hai să mergem la această tractare cu camera pe cap și totodată ca să mai ies cu voi. Dacă apreciați contentul pe care eu îl fac, dați și voi acolo pe butonul de like, pe butonul de subscribe și ultima dată un share. Dacă aveți anumite întrebări ce doriți ca să mi le puneți, lăsați mai jos în comentarii. Ați văzut că eu răspund cam la toate întrebările voastre. Eu sunt genul de persoană care răspund absolut tuturor, chiar și la persoanele care lasă comentarii răutăcioase, haters, să le zic așa. Însă nu am foarte mult la mine pe canal, deoarece mine pe canal vezi persoane serioase care se uită, persoane normale, persoane care apreciază ceea ce fac și văd că sunt natural cu ei. Ați văzut că de multe ori am făcut și clipuri informative ca să vă fie vouă de folos, să aveți ceva de învățat din ele, ca și acesta cum ar fi cu autoplatforma, să vedeți care este treaba, cum tractăm, cum ridicăm, cum modificăm, ce multe, multe chestii pe care o să le facem, o să postăm vloguri tot mai dese. Pot să spun că nici Mercedes-ul nu-i mașină, într-adevăr, este și Mercedes-ul mașină. Vă dați seama, e biturbo acel Mercedes, dar parcă mie tot Iveco îmi place mai mult. Uite, asta este tot a noastră. Renault-ul este la vânzare, dacă cineva este interesat să cumpere o autoplatformă Renault Master. Pe aceea noi o avem la vânzare, este un Euro 5 de prin 2012. Avem și un preț foarte bun. Atoul a fost pus acum în 2022, deci e nou, să zic așa, șasiul în stare foarte bună. Dacă cineva vrea să apuce de treabă, puteți să ne contactați pe noi, adică puteți să lăsați un mesaj aici și eu am să vă dau toate detaliile legate. Băi, uite, ca și un upgrade prin Severin, erau două benzi. Acum s-au apucat ca să facă piste de biciclete. Cam nașpa de delimitatoarele acestea pe care le-au pus ei, deoarece sunt foarte mulți cu mașini joase care prind în ele, le sparg, își fac mașinile praf. Nu pot să spun că nu e ok că au făcut piste de biciclete. E ok că au făcut piste de biciclete, dar parcă în anumite părți nu își au rostul, pentru că acum sunt foarte multe mașini și delimitând drumul, tu vei
faci ca să agravezi mai rău aglomerația și asta nu este ok. Hai că nu mai avem mult și ajungem și noi să cărăm mașina. Nu știu ce cu mașina asta, probabil o vom duce la fier vechi, ceva de genul, sau probabil o restaurează. Vedem la fața locului despre ce este vorba. De mai făcut, zici că a ieșit Dunărea pe aici. Aoleu, aoleu, uite dacă mă bag cu seatul meu prin cratele astea, ai rămân cu el. Mama mea, de mai făcut, uite grupii. Seara a plouat, s-a strâns foarte multă apă. Da, mai avem, din păcate mai avem și drumuri nașpa, nu toate sunt bune în Severin, deși majoritatea sunt ok. Bravo, tata, n-ai semnalizare, n-ai nimic. Aoleu, aoleu. Iveco acesta este și un pic mai rigid, deoarece avem foi de arc și perne de aer pe spate. Ultima dată am băgat 5 atmosfere în perne și de asta e un pic mai zgomotoasă, așa. Aproape am ajuns, găsit-o. O luăm cu fața, cu spatele, o luăm cu spatele, tată. Uite-l și pe Andrei acolo. Ia uite, Japonia, gata. Hai să scoatem carnele. Mi-a zis voi mie să folosesc mănuși, uite, o să folosesc de data asta mănuși. Nu și telecomanda. Uite ce scârță e. Hai să desfacem chingile ca să ne fie nouă mai ușor. Iu. Beciuța. Asta e exact modelul care l-am avut eu, doar că bordul e puțin mai diferit. Cred că o duce la fier vechi. Deși are numele de ale noi. Dacia 1310L. Hai, încă un pic. Încă un pic. Gata. Roțile pe față sunt desumflate. Și pe față și pe spate. Hai să o scoatem pe liber. E pe liber. Cheie în contact avem. Are și baterie. Dacia are roțile mai înguste. Hai că calcă bine. Uite, băi frate, să punem și ploaia. Nu toate mașinile le puteți încărca cu spatele, deoarece unele sunt mult mai joase și unele ating, riscați ca să spargeți fârile de pe față. Asta fiind o mașină care probabil o vom duce la remat, merge. Bine, sunt anumite mașini care nu pot să le încarci cu fața, deoarece poate sunt rău accidentate, le încarci și cu spatele. Dacă erau roțile umflate, până acum era tractată sus. E aproape gata. S-a deschis și portbagajul. Vedem, se închide.
s-a închis, tată. O puneți cât mai aproape de troliu ca să fie greutatea uniformă. Hai să o băgăm în viteză. Bă, sunt curios, pornește-te aceasta. E chiar. E moartă bateria. Chiar dacă se pune contactul. Gata. Acum o legăm. Și aproape am terminat treaba. Din păcate ne-a prins și ploaia. O tractare durează undeva între 10-15 minute, depinde de caz, depinde, uite cum a fost asta, n-am avut ce face în 10 minute. Acum o legăm de două roți, pentru a fi în siguranță. Le prinzi. Bine, asta e joasă probabil de la suspensie, că e obosită. Nu că ar fi modificat arcurile, cum am făcut eu la mea, să tai din arcuri. Deci mi s-a confirmat, mașina nu o ducem la fier vechi. Deci mașina asta este salvată, doar o mutăm de aici în altă parte. Au fost multe întrebări ce voi mi le-ați pus mie în comentarii legat de categoria cu care se conduce autoplatforma. La unii dintre voi chiar am răspuns și am specificat. Ca să conduci o autoplatformă ca și aceasta, îți trebuie categoria B, iar dacă atașezi o remorcă după ea, categoria E. Deci este suficient ca să aveți categoria B plus E. Totodată voi m-ați întrebat pe mine dacă este necesar sau dacă trebuie tahograf pe autoplatformă. Noi l-am pus pe ăsta mai mult pentru design, să zic așa, care, da, este funcțional, uite, ne arată și viteza cu care mergem și kilometri, absolut tot. Doar că nu este înregistrat, nu este ceva ca să lăr pe autoplatformă ca și aceasta tahograf. Poate în anumite țări ți se cere tahograf, dar în România nu. Nu este valabil așa ceva pe această autoplatformă, deoarece nu depășim 3500 de kilograme. Ați văzut că autoplatforma goală este foarte zgomotoasă, se aude și pe cameră, însă încărcată cu greutate pe ea s-a schimbat radical totul. Este mult mai confortabil, se conduce mult mai bine. Ea având perne de aer și foi de arc, vă dați seama că este mult mai rigidă, mult mai tare, adică suportă o greutate mult mai mare ca să punem pe ea. Tocmai de asta am făcut această modificare, să zic așa, și am întărit odată și șasiul său. Ați văzut mai devreme. Întrebare care voi mi-ați pus-o mie a fost legată de consumul autoplatformei, adică acest Iveco. Și am să vă răspund tot acum. Consumul său este undeva la 13-14 litri, să zic, încărcată și goală undeva la 11-12. Diferență mare așa nu ar prea fi, sincer să vă zic, la consum, deoarece fie că e încărcată, fie că e goală, mie mi se pare că cam la fel consumă. Și mai era o vorbă. Unii ziceau că nu-i mașină, că e Iveco nici la deal și nici la peco. Bă, modelul ăsta că e mai nouț, putem spune că are un consum de ce în față de Iveco până în acest model. Da, într-adevăr, ăla consumă un pic mai mult, fiind și generație mai veche. Dar total e ok, cât să și consume, deoarece tu pui greutate mare pe ea, tu ții motorul pornit când faci o tractare, troliul merge pe curent, atunci când se chinuie ca să încarce o greutate mare, îți dai seama că el consumă mai multă energie și motorul se turează mult mai tare. E ceva normal, tocmai de asta. V-am zis, nu este o regulă cum încărcați mașina, puteți să o încărcați și cu fața și cu spatele, cu ce vreți voi, dar indicat ar fi ca să o încărcați cu partea frontală
înspre cabină, deoarece greutatea mai mare la o mașină este în față, acolo unde este și motorul, unde sunt anumite piese mult mai grele, iar unde nu puteți să faceți această operațiune sau dacă aveți o mașină ușoară, cum este și această Dacia, puteți să o încărcați liniștiți cu spatele, dar v-aș recomanda să o duceți cât mai aproape de cabină, cât mai aproape de troliu. Vedeți așa cum am făcut și eu, pentru ca să nu o simțiți greutatea și să nu fie o diferență, să-și facă balans pe drum. Mă așteptăm ca să descărcăm mașina. Hai să o descărcăm. Are baterie, dar nu pornește. Adică parcă nu ar face masă așa. E să pune contactul, da. Hai da. Mai în spate sau lăsăm așa? Cred că pornește, că văd că baterie are pe ea, da. Gata, mă, băieți, am descărcat și eu dăciuța noastră, care era tot din 98, la fel cum era și Dacia mea, doar că avea botul ca zâmbetul lui Iliescu. După am deschis capota și am văzut că era motorul pe carburație, am crezut că e pe injecție, văzând botul său. Interesant chestia că m-am urcat și eu la volan, nu ești? Dacia și în 2022, să zic așa. Asta a fost vlogul de astăzi, car vlogul de astăzi cu autoplatforma. Promit că am să fac mult mai multe car vloguri cu autoplatforma. Facem și cu Mercedes-ul și cu Meleu când terminăm cu el. O să vedeți ce culoare șmecheră i-am dat la Meleu, cât de fain poate să arate. Iar voi, dacă apreciați acest gen de content, nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube, să mă susțineți cu un like, un share. Și ce să zic, ne vedem data viitoare într-un nou vlog. Vă salut!